Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și vețeliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Mesajul care ne-a fost adus în limba engleză a punctat foarte frumos și foarte clar și foarte necesar accentul pe care îl pune Domnul pe caracter și pe relație. Adesea folosesc această imagine și spun că dacă ar fi să cuprinzi și să sumarizezi această carte de la o copertă la alta, din Vechiul Testament în Noul Testament, și dacă ar trebui să sumarizezi tot și să poți pune tot în două cuvinte, cuvintele ar trebui să fie caracter și relație. Tot ce le interesează pe Dumnezeu în experiența creștină, în experiența salvării, în experiența umblării cu Dumnezeu, se rezumă la caracter, formarea caracterului și, bineînțeles, secretul acestei formări, secretul acestei transformări stă în relația care o avem cu Domnul. Amin? În popasul acesta din predica de pe munte, în diamantul acesta frumos pe care Iisus l-a întors de pe o față pe alta, ne aflăm în această seară la ultima fericire despre care o să vorbim în timpul care ne-a rămas. Și această ultimă fericire, ferice de cei prigoniți, căci a lor este împărăția cerurilor, și apoi dezvoltată puțin în versetele următoare. Acest foarte frumos mănunchi de fericiri se aseamănă de asemenea, dragii noștri, cu un pom. O altă imagine pe care o putem dezvolta și o putem prezenta cu ușurință este imaginea unui pom. Primele trei fericiri sunt rădăcinile acestui pom. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, e vorba de plânsul pocăinței, ferice de cei blânzi, sunt rădăcinile acestui pom. E dependența totală de Dumnezeu, e starea permanentă de smerenie, de pocăință, e acea blândețe și acel caracter al Domnului Iisus Hristos în noi, ca apoi a patra fericire să fie ca trunchiul unui copac, care să arate, de fapt, esența și să arate pe unde și de unde se dezvoltă toată energia și toată viața acestui copac, când spune: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și asta este starea celui credincios, starea normală a celui credincios, flămând și însetat după Dumnezeu, după neprihănire. Ca apoi următoarele trei să fie ca trei ramuri foarte frumoase care se desprind și care cresc din acest trunchi frumos. Ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei împăciuitori. Acum, fericirea a opta este o fericire care vorbește despre ce se întâmplă atunci când le ai toate celelalte șapte. Și anume, când le ai toate cele șapte, să te aștepți la prigonire, să te aștepți la suferință, să te aștepți la persecuție, să te aștepți la faptul că lumea te va persecuta, dar să te aștepți, spune Domnul Iisus, și că Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă ai aceste șapte atribute în caracterul tău, aceste trei rădăcini, acest trunchi frumos de copac și aceste ramuri glorioase,
Să te aștepți ca lumea să te urască, lumea să te respingă, lumea să te persecute, dar să te aștepți și ca Dumnezeu să te binecuvânteze și să te fericească. El este Cel care schimbă și ia chiar și experiențele acestea atât de nedorite, pentru că ferice de cei prigoniți nu e neapărat o experiență pe care vrei să o cultivi. Ca și cum ai spune, no, acum trebuie să cultivăm prigonirea și să facem în așa fel încât să fim prigoniți cât mai mult, să suferim cât mai mult, să mergem la lucru, să mergem la școală, să mergem pretutindeni, să provocăm oamenii și să suferim, că dacă suferim și suferim pentru Evanghelie, bineînțeles, pentru Hristos, pentru Dumnezeu, pentru neprihănire, atunci vom fi fericiți. Nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre faptul că din partea lumii vei primi această reacție negativă, această respingere, această ură a lumii, dar din partea lui Dumnezeu vei primi binecuvântare și vei primi fericire. Când a murit Iacov în Egipt, frații lui Iosif au intrat în panică și au spus, câte vreme trăia tata, Iosif ne-a lăsat în pace, dar acum dacă tata a plecat din lumea aceasta, cu siguranță că Iosif se va răzbuna, Iosif își va lua revanșa pentru ce am făcut noi. Și este acel verset foarte frumos în Geneza, capitolul 50, versetul 20, când Iosif îi adună pe frații lui și le spune, stați liniștiți, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Dacă am învățat ceva, am învățat că I cannot play God. God is God and I have to submit myself, I have to humble myself, that's all I know. Și spune el foarte, foarte frumos, zice, voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și spune Iosif, nu pentru că mă iubea pe mine mai mult, sau pentru că vă iubea pe voi mai puțin, sau pentru că eu am fost mai special, sau pentru că voi sunteți mai puțin speciali. Nu, spune Iosif, am înțeles planul lui Dumnezeu. Și am înțeles ce era în economia planului lui Dumnezeu, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Să vă salveze Dumnezeu pe voi. Voi vreați să mă omorâți și Dumnezeu vrea să vă scape. Voi vreați să get rid of me and God used me to save you. Asta e God. Așa este Dumnezeu. Ia experiențele negative care ni se întâmplă din partea lumii, persecuțiile și toate experiențele de respingere și de ură și le transformă în binecuvântare. Așa că lumea te va urâ din cauza neprihănirii, dar Dumnezeu te va binecuvânta. Structura pe care am mers în aceste prezentări de duminică seara, o singură fericire am prezentat-o într-o duminică dimineața, atunci când seara, cu o seară înainte, cu o duminică înainte, vă amintiți, prezența Domnului s-a coborât puternic la închinare și n-a mai rămas timp de predică și am stat în prezența Domnului în închinare. Unii s-au panicat și au zis, cum a fost așa ceva posibil, să nu fie predică sau să nu mai predici, că nu te-au lăsat. Am spus, nu, noi trebuie să-L lăsăm pe Domnul să se prezinte și să se coboare în mijlocul nostru. This is not about me preaching. It is not even about them singing. It's about God doing His way. Definirea termenului, acest ogiosmene sau acest makarioi hoi ogiosmenoi, na, ca să scăpăm și de treaba asta, o să spună cineva, iară vorbește ca Nardeal. Îmi place să aduc câte un arhaism, câte un regionalism din zona parfumată a Transilvaniei și să vă aduc aminte și să nu uitați, dar asta n-a fost nici din Sălaj, nici de la Cluj, nici de pe dealul Feleacului, nici din Fânațe, ci a fost din limba în care a fost scris Noul Testament, din limba greacă. Ce înseamnă această persecuție? Înseamnă a fi urmărit, a fi atacat, a fi acuzat fals, a fi lovit pe la spate, a fi persecutat fizic, a fi persecutat psihic, a fi persecutat emoțional,
A fi abuzat, a fi insultat, într-un alt sens, a ți se arunca ceva în față. Te duci liniștit pe un drum, te duci liniștit pe o cărare, te duci și îți vezi de drumul tău și îți vezi de calea ta și cineva vine și îți aruncă pur și simplu în față ceva foarte, foarte toxic, foarte otrăvitor și foarte negativ. Nu e chiar simplu de înțeles lucrul ăsta și chiar ușor de acceptat. Dar vă invit la a reflecta în acel mănunchi de parabole pe care Domnul Iisus le-a spus. Și când a început seria parabolelor, a început cu celebra parabolă a semănătorului și a spus, știți că sămânța e bună, nu e nimic greșit cu sămânța. Atât doar că una cade pe drum, una cade pe stâncă, una cade între spini și abia o alta cade într-un pământ bun. Dar este acolo ceva foarte interesant și vă rețin atenția. Spune Mântuitorul în dreptul celei care cade pe stâncă, zice, din pricina cuvântului primit vine o prigonire. Și foarte mulți spun, dar frate, dar m-am dedicat Domnului, dar în seara aia, în dimineața aceea, în ziua aceea a fost o prezență a Domnului, m-am dedicat lui Dumnezeu și parcă de când m-am dedicat lui Dumnezeu, lucrurile merg mai rău. Spunea un frate de aici din biserică, Domnul mi-a vorbit foarte clar și puternic să dau zecioala și am început să dau zecioala și mergea mai rău. Dar o perioadă scurtă mi-a mers mai rău, pentru că a fost o prigonire, a fost o testare, a fost un test, a fost o verificare, a fost o probă. Și apoi când Dumnezeu a văzut că tu rămâi credincios și rămâi credincios la ce ai promis lui Dumnezeu, indiferent cum arată lucrurile pe de afară și în jurul tău, atunci sigur că în urma cuvântului care l-ai primit, urmează să fii testat, urmează prigonirea aceasta. Și Filipeni 1, 29, de asemenea spune Sfântul Pavel, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, ce har, auziți, harul, nu numai să credeți în El, ci să și suferiți, să și pătimiți pentru El. Și e lung șirul acesta de eroi. E un foarte frumos mănunchi și în Cartea Evreilor, în orul acela de martori, dar, cum bine știți, istoria omenirii începe cu un martiraj, începe cu o crimă după actul căderii, bineînțeles, despre asta vorbim, și această crimă unde se întâmplă? În familie? Această crimă unde se întâmplă? Între doi frați? Și mai ales unde se întâmplă? În context? În context religios. Se întâmplă la închinare. Acest Abel este omorât din pricina neprihănirii, din pricina sfințeniei pe care o trăiește. Acest Abel este un martir pentru neprihănire și pentru sfințenia și pentru credința lui Dumnezeu. Iosif, deja v-am spus despre Iosif, persecutat de frații săi, apoi de asemenea acuzat pe nedrept în Egipt. Moise, mereu acuzat, mereu confruntat cu opoziție, mereu confruntat cu răutățile și răzbunările și chiar și din partea fraților lui, din nou, până și Aaron și Maria au o atitudine negativă împotriva lui. Dar știți că este și persecuția aceea și suferința aceea pe care a trăit-o Ieremia, măcar că el a fost de multe ori și aruncat în groapă și chinuit fizic și bălmuit și batjocorit. Dar odată, mai ales după scena aceea fascinantă din casa olarului, mai marii norodului s-au adunat și au zis cum să facem să noi mai primim cuvântul. Cum să ne ridicăm împotriva lui? Și spune Ieremia 18 cu 18 că s-au adunat și au zis, veniți să urzim rele împotriva lui, Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbele lui. Haidem să-l ucidem cu vorba. Poți, exact cum a fost cuvântul de azi dimineață, poți să faci foarte, foarte mult rău și să distrugi foarte mult cu un cuvânt și cu limba ta. Și poți să ucizi pe cineva cu vorba, cu bârfa, cu calomnia, cu denigrarea, cu acuzația falsă.
cu răspândirea de vești rele și neadevărate. Și poți să faci extraordinar de mult damage, de mare, mare dezastru și suferință. Există o realitate a persecuției, să ilustrăm principiul. Și vom vorbi despre trei aspecte în această ilustrare a principiului. Prima dată vorbim despre realitatea persecuției. Există o realitate pe care trebuie să o înțelegem dincolo de zici, oh, ce oameni răi, oh, cum sunt românii, oh, cum sunt americanii, oh, cum sunt cu tare sau cu tare etnie, să n-ai de lucru cu ei. Nu e asta. Ca și om al lui Dumnezeu, ca și creștin și copil al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că împărăția din care tu faci parte, Domnul vorbește aici de împărăție și Magna Carta a împărăției, această predică de pe munte, tocmai aceasta subliniază și punctează. Împărăția lui Dumnezeu se află în război, se află în conflict cu împărăția diavolului, cu împărăția întunericului. Dacă tu ești fiul împărăției lui Dumnezeu, dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, automat ești în conflict cu lumea aceasta care zace în cel rău. Trebuie să fii foarte, foarte aware of this reality. Este realitatea aceasta a persecuției. Ioan 3, 19 și 20. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău, ce se întâmplă? Urăște lumina. Urăște lumina. Ce mult mi-a plăcut imaginea pe care a adus-o Ciprian când a spus sfinții sunt oamenii aceia prin care curge lumina, prin care trece lumina, prin care se răsfrânge lumina, care nu țin lumina, care o răspândesc mai departe. Da, dar din cauza acestei lumini care se răspândește fiii întunericului, urăsc lumina. Și intră în conflict, imediat vine peste tine persecuția. Și nu vin la lumină ca să nu li se vădească faptele. Ioan 15, 19 și 20 din nou. Dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă ați păzit cuvântul meu și cuvântul vostru îl vor păzi. Domnul Iisus spune să fiți very aware of the fact că lumea aceasta zace în cel rău. Lumea aceasta fără Dumnezeu este într-un conflict permanent cu împărăția lui Dumnezeu și fiii luminii, cei care răspândesc caracterul lui Dumnezeu, caracterul lui Hristos, vor suferi și vor fi persecutați și vor fi urâți de lume, pur și simplu pentru că ești fiul lui Dumnezeu. Păi nu pot să suporte adevărul tău, nu pot să suporte dragostea ta, nu pot să suporte până când în ziua aceea, ca în ziua rusalilor, își deschid inima și lasă ca acel cuvânt al lui Dumnezeu și lasă ca Duhul lui Dumnezeu să le taie, să le taie inima. Cornilescu traduce și zice, au fost străpunși la inimă. Au fost tăiați la inimă și au venit și au spus, fraților, ce să facem? Și Petru ce a spus? Primul cuvânt, pocăiți-vă. Deci este această realitate a persecuției care vine tocmai din conflictul dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului, dintre fiii luminii și fiii celui rău. Ioan 17 cu 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Pur și simplu a fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă că nu mai aparții lumea acesteia. Ești în lume, dar nu ești ca lumea. Ești în lume, dar ești mai tare ca lumea. Ești în lume și ai puterea de la Dumnezeu și ai ungerea de la Dumnezeu și ai misiunea de la Dumnezeu să răspândești lumina, dar asta aduce persecuție. Asta aduce suferință. Sunt două împărății care sunt în conflict. Ce trist că noi am bătut monedă pe chipul veacului și de multe ori în tradiția penticostală sau în tradiția evanghelică s-a preluat Roman 12 cu 2 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și s-a mers pe ideea de freză, cravată, verighetă și alte lucruri. Și we major in minor, am luat lucrurile mici și am făcut din ele istorii mari și de fapt n-am înțeles că acolo cuvântul este cu totul și cu totul mult mai adânc și mult mai cuprinzător. Acolo este nu vă potriviți sistemului lumii acesteia.
Cuvântul este sistemul lumii, sistemul de gândire, sistemul de a iubi banii, sistemul de a mânca, sistemul de a trăi, sistemul de a gândi, sistemul de a vorbi. Tot sistemul, toată lumea aceasta este în acest sistem corupt al diavolului. Toată lumea aceasta zace în cel rău. Acestui chip, acestui model, acestui șablon să nu vă potriviți. Asta este de fapt înțelegerea lui Roman 12 cu 2. 1 Petru 4 cu 12 spune: prea iubiților, să nu vă mirați. Vedeți? Aici o să îi ascultăm puțin și pe cei doi mari apostoli, pe Petru și pe Pavel, și să vedeți cum pun ei problema când e vorba de persecuție și de suferință. Zice: prea iubiților, să nu vă mirați. Petru este, 1 Petru 4 cu 12, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Cu alte cuvinte, dacă suferi, dacă vine persecuție din cauza neprihănirii, sigur, din cauza lui Dumnezeu, din cauza Evangheliei, din cauza lui Hristos, din cauza vieții sfinte pe care o trăiești, nu din cauza compromisului care l-ai făcut sau din cauza minciunii care ai spus-o sau din cauza vieții duble pe care ai trăit-o. Dacă suferi din cauza asta, ai nevoie urgentă de pocăință, dar aici e vorba de prigonirea și de suferința pentru Evanghelie, pentru Hristos, pentru Dumnezeu, pentru neprihănirea Lui, pentru principiile sfinte ale Lui Dumnezeu. Și spune Petru să nu vă mirați, nu vă uitați ca la ceva ciudat. Wow, how is that possible? Where is God when this happens? Asta e întrebarea lui Iov. Iov se lamentează și vine cu sutele lui de întrebări. Și cum e posibil când la orbi am fost ochi, când la șchiopi am fost picior, când la ăla gol l-am îmbrăcat, când la ăla flămând i-am dat hrană, când la văduvă i-am fost apărător, când la orfani am fost tată? Cum e posibil? Și zice Dumnezeu, uite că tace. Uite la el cum tace și eu mă zdrobesc aici și mă perpelesc aici în suferința mea și Dumnezeu tace. Iov nu avea nevoie de răspunsuri la întrebările lui. Nu ca și cum Dumnezeu ar veni la o lecție cu Iov și ar zice: na bun, acum hai să stăm jos și întrebarea numărul 1, răspunsul numărul 1, întrebarea numărul 2, răspunsul numărul 2, întrebarea numărul 3, răspunsul numărul 3, hai să-ți răspund, ești ok, fă o carte din asta, scrie-o și rămâne în istorie. Nu de informații avea Iov nevoie. Știți de ce avea nevoie? De revelație avea nevoie. Și știți cum i-a răspuns Dumnezeu? Că i-a răspuns, dar știți cum? I s-a descoperit, i s-a revelat. Și când i s-a revelat, atunci Iov a zis: oh my God, I got it. Am înțeles. Am priceput. Am vorbit ca un nebun. Am vorbit fără să știu. Dar de fapt am vorbit despre tine doar așa, de departe. Acum ochii mei te-au văzut. Acum mă pocăiesc. Acum mă întorc. Acum te cunosc. De asta aveam nevoie. De revelația asta aveam nevoie. Apoi Pavel, spuneam, o să-l ascultăm și pe el, 2 Timotei 3 cu 12, spune, zice, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Ca și cum ar vrea să spună Pavel, ca și Petru, you know what, dacă ești Sfântul lui Dumnezeu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești în împărăția lui Dumnezeu, ești în conflict cu împărăția diavolului. Nu te aștepta să fie oamenii nice with you. No. Nu te aștepta să iubească lumina, să iubească adevărul, să iubească sfințenia, să iubească pe Dumnezeu. Pur și simplu te duci undeva și simți, fără să zici ceva, fără să spui mare lucru, simți deja presiunea, simți deja respingerea, simți deja atitudinea de tensiune. Dar nu e vorba de om, să nu te uiți niciodată la om să spui: omul ăsta e rău, șeful ăsta nu-i bun, ăsta e așa pentru că etnia din care vine el, ăștia, ei toți sunt așa. Nu gândi așa. Gândește că în spate este sistemul corupt al păcatului, sistemul corupt al lumii, sistemul corupt al întunericului, iar tu vii ca fiu al lui Dumnezeu, tu vii ca fiu al luminii și în momentul când tu vii, împărăția întunericului îți declară război, pentru că tu când vii cu lumina, când vii cu adevărul, când vii cu Hristos, când vii cu sfințenia, tu proclami război diavolului, care este deja un învins, un biruit. Did you heard what I just said?
Deja ai biruit. Deja ai învins. Mergeam cu fratele Peter de la Brașov cu trenul, de la Codlea la Brașov, și îmi spunea o descoperire și stăteam în fața geamului și îmi spunea o descoperire care a avut-o acolo în grupul de rugăciune unde am fost, și în timp ce mergeam cu trenul, un bolovan din acela de pe calea ferată a izbit în geamul nostru și a făcut un zgomot, și era un bou vagon, era un vagon din acela deschis, a fost așa ca o explozie și lumea s-a speriat, s-a îngrozit, tot geamul era dus așa în nu știu câte fire de spărtură, și chiar în spatele capului meu era o gaură, puteai să-ți bagi degetul mare pe gaura aceea, și lumea s-a îngrozit și a zis: Domnule, dacă piatra aia chiar în cap te lovea, dacă piatra aia, și cine a putut să lovească, cine a putut să facă, ce pericol, ce grav. Și fratele Peter l-a spus atunci la toți de acolo din vagon: ăsta e micuțul. Și s-a uitat și a zis: ce? A zis: ăsta e micuțul, știe viteza trenului, știe exact unde stai, știe să calculeze tot, știe unde să dea cu piatra, dar nu are putere să te atingă. Ține mâna acolo. Și eu zic: ce micuț, domnule, ce micuț. Și a zis: ăsta e învins, ăsta e diavolul, dar noi avem pe unul mai mare, pe Iisus Hristos, care l-a învins. Forme de persecuție sunt două, în principal. Mă grăbesc ca să încerc să acopăr, dacă se poate, cât se poate, suferința fizică și, bineînțeles, suferința sufletească. Acel să-l omorâm cu vorba. Persecuții aceste făcute cu limba, insulte, calomnii, acuzații, slander și denigrări și toate cele care vin pe calea internetului, sau vin pe calea anonimelor, sau vin pe calea cuvintelor, sau vin pe calea murdăriilor care se varsă din imensa cantitate de răutate și de ură a lumii fără Dumnezeu. Dar tu, ca și copil al lui Dumnezeu, nu poți să faci parte din asta. Tu ești în altă împărăție, tu ești a unui alt împărat, tu ești cel prin care trece lumina, tu ești cel prin care se revarsă dragostea lui Dumnezeu. Foarte interesant este, dacă vreți să rețineți, statisticile spun că undeva la 100-150 de mii de creștini sunt persecutați pe an. Și un ziar englez a făcut o statistică în 2011 mai puternică și au spus că în 2011 105 creștini au fost martirizați, au fost omorâți pentru credință. În 2011, 105.000 de creștini au murit pentru Evanghelie. În țările musulmane, în țările arabe, în țările în care sunt persecuții, în China și pe unde mai sunt persecuții, statisticile care le-au adunat ei și ce au găsit ei au fost că 105.000 numai în 2011. Asta înseamnă 288 pe zi, 12 pe oră și câte unul la 5 minute, dacă ar fi să împarți așa. V-ați oprit vreodată să vă gândiți? Ați stat cândva atunci când comentați că mâncarea de ieri nu-i bună? Atunci când comentați că pizza asta e prea spicy sau că nu știu ce mâncare e, nu știu cum, că îmi trebuie alte sofe, că astea cumpărate de anul trecut, astea nu mai sunt bune și îmi trebuie altele de anul ăsta, mașina asta nu are toate features-urile care le are din anul ăsta, Și îmi trebuie și vreau și... V-ați gândit vreodată că sunt la ora aceea oameni care pentru Hristos își dau viața? Pentru Hristos sunt prigoniți, pentru Hristos sunt martirizați. Este și suferința sufletească, bineînțeles, care este foarte, foarte greu de îndurat. Foarte mult damage face calomnia. Foarte multe sunt unii care se alimentează. Eram la o conferință odată și niște păstori lângă care eram, nu-s din California, ca să vă ajut să nu vă ispitească ce rău,
au zis, nu putem sta la sesiunea asta, mergem sus repede să vedem ce a mai apărut pe internet, să vedem, pentru că acum este un hot issue care se discută despre un alt păstor și să vedem ce gunoaie se mai inventează, ce gunoaie se mai dezgrob, ce gunoaie se mai află, cum mai este împroșcat omul și cum mai este calomniat și cum mai este jignit și înjurii, și ce injurii îi se mai aduc. Să-l omorâm cu vorba. Facem extraordinar de mult damage cu aceste atitudini ale noastre. În același timp însă, dragii mei, când trecem prin persecuție, trecem printr-o perioadă intensă de maturizare și de creștere spirituală, creștem în adâncime, și individual, dar și ca și comunitate. Dacă o comunitate trece printr-o experiență negativă, trece printr-o criză, trece printr-o suferință, trece printr-o persecuție, mă înțelegeți? Comunitatea aceea câștigă în profunzime, câștigă în adâncime. Sigur că atunci când vine persecuția, ăia lumește, ăia firești, o să se lepede de Hristos, o să fugă, dar ăia puțini care rămân, să știți că ăia devin mai puternici, devin mai uniți, devin mai aprinși pentru Dumnezeu, devin mai devotați și cauza lui Dumnezeu merge mai departe. M-am gândit de multe ori că oare ce se întâmplă că ne rugăm pentru trezire și nu vine trezirea cum ne așteptăm noi? Oare nu cumva s-ar putea să vină trezirea în America prin persecuție? Ce ziceți? Oh, God, please, just don't say that. Don't say that. Când eram mic și mă sculam dimineața, le spuneam părinților, am visat un vis și tata zicea, sigur că nu eram, nu cunoșteam pe Domnul la ora aceea, dar ca să înțelegeți, și tata zicea, nu spune visul ca să nu se întâmple. Nu zice ca să nu se întâmple. S-am visat ceva urât, ceva, și mama spunea, ce ai visat? Tata zicea, nu spune ca să nu se întâmple. Nu, eu nu spun asta ca să nu se întâmple, dar ne rugăm pentru trezire. Și dacă cumva Domnul va face trezirea asta prin a strânge șurubul, cum zice românul, prin a veni poate vremuri de persecuție. Știți că în America este foarte greu să fii creștin. Wait a little bit to let that sink. În America este foarte greu să fii creștin, adevărat. Știți de ce? Pentru că în contextul libertății, în contextul confortului, în contextul bunăstării, vine o letargie spirituală. Vine o adormire spirituală. Când ne merge bine, când avem de toate, când avem prea multe, nu stăm lipiți de Domnul. Nu suntem mai buni decât evreii din vechime și este un light motiv acolo. Când le-a mers bine, iarăși au uitat de Dumnezeu. Iarăși s-au depărtat de Domnul. Dar, în final, în concluzie, în încheiere, promisiunea care vine în urma acestei persecuții sunt două mari promisiuni. O mare binecuvântare și o mare răsplată. O mare binecuvântare și o mare răsplată. Două rezultate ale persecuției, două promisiuni în urma acestei persecuții. Pur și simplu vine puterea aceea împărăției care se manifestă la timpul prezent. Nu? Luați-i, legați-i, dați drumul la cuptor de 7 ori mai tare și aruncați-i în cuptorul aprins. Da? Persecuție. Și una serioasă de tot. Așa de serioasă încât cei care i-au legat, cei care i-au aruncat în cuptor, au suferit niște arsuri mortale, au murit. Și i-au intrat în cuptor. Wow! Dumnezeu n-a intervenit, Dumnezeu nu i-a salvat, Dumnezeu n-a făcut nicio minune, săracii de ei, cred că nici n-au ajuns bine în cuptor și au fost scrum. Dar împăratul se uită printr-un vizor special și spune, nu mai știu să număr? De ce, împărate? Câți am aruncat? 3? Oh, let me see. 1, 2, 3? Este unul care strălucește, îi strălucește fața, e diferit, e altfel. 4? Și-s liberi?
Și au ieșit de acolo fără arsură, fără miros de fum? Ce le-a ars? Legăturile omenești le-au ars. De multe ori Domnul ne lasă în cuptoarele acestea ca să ne ardă legăturile. Deci în această experiență a persecuției suferim sau experimentăm și trăim puterea împărăției lui Dumnezeu la timpul prezent. Daniel e om prea iubit și scump, Daniel 6. A putut Dumnezeu să te scape? Că ăștia erau lei flămânzi. Păi pe alții nici n-au ajuns bine în groapă și deja i-au sfârșiat și ei erau flămânzi de tot. Da, pe tine, Daniel. A putut? Da, pentru că acolo în groapă m-a așteptat Dumnezeu. Acolo în cuptor m-a așteptat Dumnezeu. Acolo în sala de judecată, spune Pavel, n-a fost nici Timotei, n-a fost nici Dima, n-a fost nici doctorul Luca, acolo în sala de judecată cineva a stat lângă mine. Numele lui este Iisus Hristos. Acolo experimentezi prezența lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Dar cu toate că a trecut de ora 8 și o să vă supărați un pic pe mine că vă mai țin puțin, mergeți acasă și faceți următorul studiu. Luați norul de martori, luați Cartea Evreilor și uitați-vă la versetele 33-34, apoi uitați-vă la versetele 36-37-38 și faceți o simetrie, faceți o analiză, faceți o comparație în aceste două grupe de oameni. Pentru că acolo, zice așa, ei au fost biruitori, ei au stins focul, ei au biruit în războaie, ei au fost vindecați de boli, ei, grupul ăsta mare de biruitori. Și apoi, în versetele 36-38, zice, oh, by the way, alții au fost omorâți, alții au fost dați la fiare, alții au suferit în deșert, alții au pribegit goi și alungați. Altora li s-au răpit averile și ei s-au bucurat. Aici e fericirea, ei s-au bucurat. Ca și la Jean Valjean, ca și la Les Misérables. Ia și candlestick-ul, l-a uitat, zice, l-a dus polițistul, zice, uite, domnule, că ți-a, nu le-a furat, zice, le-am dat eu, uite, zice, ai plecat și te-ai grăbit, zice, ai uitat să iei, mai era un candelabru ăsta, ăsta e de argint, ia-l, domnule. Dar asta nu poți să faci numai dacă ești în împărăție. Numai dacă ești în împărăție. Și ăștia au murit. Este exact ca scena aceea din Fapte, din capitolul 12. Când Irod a zis să avem sărbătoarea Paștelui, le place la evrei să le faci show-uri și acum sunt toți supărați pe creștini și pe mișcarea asta a nazarinenilor și mișcarea asta numită Calea și zice, am văzut că tare le-a plăcut și tare mulțumiți au fost că unuia dintre lideri, dintre stâlpi lui Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei, s-a tăiat capul. L-au arestat și pe Petru și a zis, după sărbătoarea azimilor, după Paște, le mai dau un show. Și Iacov este decapitat și Petru este scos afară. V-ați gândit vreodată la dilema asta? V-ați gândit vreodată, oare, cum se face? A fost Iacov, n-a avut atâta credință, nu s-a rugat destul, nu s-a rugat biserica, cum s-a rugat pentru Petru? Nu! Nu. Ci uneori persecuția este și misiunea și lucrarea Domnului este one way ticket. It's just one way ticket. Nu garantează că vii și înapoi. Intri în cuptor și poate nu mai ieși. Te aruncă în groapă și poate nu mai ieși. Te dă la fiare. Încheiem. 1 Petru 4:14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Mi-aduc aminte, eram un copil, clasa 11-a, liceu agricol și meu Silvaniei și de curând întors la Domnul,
Groaza și spaima școlii noastre era profesorul Leontin Postoș, profesorul de economie politică, socialist științific, dacă vreți să citiți în paranteză, ateism. M-a chemat în cabinetul și, cum avea el obiceiul să vorbească, mi-a zis: îți dau cuvântul meu de profesor că am să fac tot posibilul să zbor afară din școala aceasta. Și în clasa 11-a am fost exmatriculat din liceu. Părinții mi-au pus câteva hăinuțe într-o pungă de un leu, cum zicem noi, în Ardeal, și au zis: du-te la sectanți, du-te la pocăiții tăi. Dar n-am să uit niciodată o scenă fantastică. Profesorii ăștia făceau de serviciu pe școală și era cantina, era lunchul, luam masa după ore și când am intrat și îți iei tava cu câteva lucrușoare pe tava aceea, și Postoș era de serviciu în cantină și a început să urle ca un nebun în toată cantina și a zis: pocăitul, sectantul, nu vă puneți cu el la masă, nu ai voie, măi, să stai cu nimeni la masă, tu ești o lepră, tu ești un gunoi, tu ești... Și urla ca un besmetic. Toată cantina a încremenit și el urla ca un besmetic. Și dintr-o dată mergeam cu tava așa, așa, și printre mese și printre scaune, și mă gândeam unde să mă așez. Și am sesizat că încep să nu-l mai aud. E ca și cum ai senzația aceea care o ai când se coboară avionul sau când ești undeva de la altitudine și cobori și ți se înfundă urechile. Am avut impresia că cât urla el și cât de nebun era el, nu mai auzeam. Și dintr-o dată sala aceea s-a umplut de un cântec și de un cor îngeresc și s-a deschis așa ca o cortină și parcă mergeam cu tava mea de copil, de clasa 11-a și spre mine venea un cor de îngeri, spre mine venea un cor divin și cânta și sala aceea s-a umplut de cântecul acelui cor și de cântecul acela dumnezeiesc și am simțit o bucurie și o pace și am simțit slava lui Dumnezeu coborându-se peste locul acela. Și a fost numai un pic gustat de ce înseamnă să suferi pentru Domnul. Ferice de voi dacă sunteți prigoniți pentru neprihănire, căci împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca aceste atribute, aceste calități, acest caracter al Domnului Iisus Hristos să fie în fiecare din noi. Să creștem în caracter și în relație. Amin? Ne rugăm cu toți împreună și mulțumim Domnului.